la ședința de constituire a Consiliului Local, de data amendată de astăzi. În urma alegerilor locale din 27 septembrie, ne aflăm astăzi, în sfârșit, la ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Său și la depunerea jurământului de către primar ales al Comunei Său. Prezenta ședință este prezidată de domnul subprefect Narcis Jitaru, care îi dau cuvântul. Da, mulțumesc. Ne ridicăm pentru intonarea imnului național. Stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14.07.2020. Pentru Consiliul Local al Comunei Său au fost validate mandatele unui număr de 13 consilieri. Sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 13 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Mâinești, sunt prezenți un număr de... Sperăm 13. Sperăm? N-ați spus convocarea? Ba da, primărie. Cu la primărie. A venit cu obiect la primărie, eliminare. 12, dar vine și al 13. La ședința legal constituită participă primarul, a cărui alegere a fost validată, domnul Emilian Budac, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu al Judecătoriei Mâinești. De asemenea, avem și invitații, cărora le bucurăm bun venit. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Său și depunerea jurământului de către primarul Comunei, urmare a alegerilor autorităților publice locale din data de 27.09.2020. În conformitate cu prevederile articolului 116 alineatul 4 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, a cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate a fost validat. Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai vârstă consilier local este domnul Gheorghe Ion, născut la data de 28.10.1953. Iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul Cojocaru Macadam Cosmin Vasile, născut la data de 06.04.1992. Și domnul Oninga Cătălin, născut la data de 23.03.1987, care sunt invitați alături de mine să conducem ședința. Rămâneți la lucrurile dumneavoastră, pe domnul președinte, vă invit alături de mine.
ziua! Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toată priceperea noastră și împreună cu colegii mei vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Asău în conformitate cu prevederile locale. Voi da citire ordinii de zi a acestei ședințe. La punctul 1, depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Moinești, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Asău. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Asău. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la primul punct. Depunerea jurământului de către consilierii locali, declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Moinești, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Asău. Și rog pe doamna Sorina Grigoriță, secretar general al Comunei Asău, să prezinte încheierea pronunțată de judecătoria Moinești, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali declarați aleși. Vă rog. Încheierea 1986-2020, Judecătoria Moinești a validat mandatele de consilier local la un număr de 13 consilieri locali. Deci, nu mai dispozitiv, ca să nu citim consilierii pe care sunt. Pentru aceste motive, numele legii dispune. Admite cererea, având ca obiectiv validare mandat consilier, formulată de Secretarul General al Comunei Asău, cu sediul în Comuna Asău, județul Bacău. În temeiul articolului 114, în ordonanța de urgență, numărul 57/2019, validează mandatele consilierilor, mandatele candidaților. Dogariu Marian, Angaru Maricela, Ienate Daniel, Bobeică Claudiu, Bojocaru Macadan, Cosmin Vasile, aleși pe lista Partidului Social Democrat, Iurcă Ion, Nicolin Costel, Puiu Eugen, Paismate Costel, aleși pe lista Partidului Național Liberal, Onica Cătălin, Crăciun Anunț, Cotfas Dorel, aleși pe lista Partidului Neamul Românesc, Suțu Dorel, ales pe lista Partidului Pro-România, în funcție de consilier local ai Comunei Asău, județul Bacău. Ia act că Budacă Eminan de pe lista Partidului Social Democrat a renunțat la funcția de consilier, respinge cererea de validare la funcția de consilier a numitului Potoroacă Dan Paul ca inadmisibilă. Prezenta se comunică secretarului general al Comunei Asău, prefectului județului Bacău, candidatului al cărui mandat a fost invalidat și numitului Potoroacă Dan Paul, la cărui cererea a fost respinsă ca inadmisibilă. Cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, cererea ce se va depune la judecătoria Moinești. Încheierea a fost apelată, a ajuns la Tribunalul Bacău. La Tribunalul Bacău, la completul C2, soluția de pe data de 28-10 a fost de respingere a apelului ca nefondat, pronunțându se hotărârea 569/2020, hotărâre ce este definitivă. Doamna secretar general. Fiecare dintre consilierii locali, în ordine alfabetică, cum va fi citit de către președintele de vârstă, se va deplasa aici unde este instalat, sunt instalate Biblia, Constituția și jurământele. Mâna stângă va fi pe Biblie, Constituție, jurământul va fi citit cu formula religioasă din sfârșit sau fără, depinde de fiecare dintre dumneavoastră cum considerați. Va fi semnat, un exemplar va rămâne la dosarul ședință, un exemplar va fi al dumneavoastră. Numai jurământul, atât să știți. Jurământul, da. Jurământul, da. Ne ridicăm în picioare și rog pe doamnă să... Începem cu domnul Bobeică Claudiu. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Asău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Cojocaru Macadan Costin Vasile. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Asău. Așa să ne ajute Dumnezeu.
pas, Dorel. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a Său. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Crăciun Ionuț. României și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a Său. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnul Dogariu Maria. Să respect Constituția României și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a Său. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Ghenadie Daniel. Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a Său. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Dumnezeu că eu. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și în puterile mea pentru binele locuitorilor comunei a Său. Așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează doamna Hanganu Mareșova. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a Său. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Nicodim Costa. Și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului comunei a Său, așa să mă ajute Dumnezeu. Să ne domnul Oniga Cătălin. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a Său. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Paisvante Costel. Bună credință, tot ce stă în puterile și priceperea mea. Pentru binele locuitorilor comunei a Său, așa să ne ajute Dumnezeu.
Urmează domnul Puiu Eugen. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Iasă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează domnul Țuțu Dorea. Și să facă cu bună credință tot ce stă în putință și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Iasă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim! Aș dori să urez o activitate rolnică, plină de împliniri, în slujba comunității noastre, care ne-a acordat încredere. Dau cuvântul domnului Narce Jitaru, subprefect al județului Bacău. Potrivit articolului 118, alineatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, Consiliul local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict, mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului local stabilit pentru comuna Iasă. Deoarece au depus jurământul un număr de 13 consilieri, Consiliul local al comunei Iasă este constituit. Felicitări. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Domnule președinte, punctul 2 pe ordinea de zi, vă rog. Vă rog să-mi permiteți să trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Depunerea jurământului de către primarul comunei Iasă. Judecătoria Măinești, secția civilă, a validat prin încheierea din data de 16.10.2020, pronunțată în dosarul numărul 3537/260/2020, având ca obiect validare primar alegerea domnului Emil Budacă în funcția de primar al comunei Iasă, județul Bacău. Invit pe... Da. Vă rog, domnul prefect. Iar instanța a decis. Validează alegerea domnului Budacă Emilian din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al comunei Iasă, județul Bacău. Dispune această comunicare instituției prefectului și Consiliului Local a său. Domnule primar, vă invităm să depuneți jurământul. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Iasă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să fiu în fața dumneavoastră ca și primar al comunei Iasă. În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. După care, familiei mele care m-a sprijinit necondiționat și cetățenilor care
au avut încredere în mine. Totodată vreau și să mulțumesc și celorlalți cetățeni și vreau să demonstrez prin fapte și să promit, cum am promis și în campania electorală, că nu îi voi dezamăgi. Mulțumesc invitațiilor noștri, mulțumesc doamnei directoare, am mai invitat și pe medicii din comună, dar din motive din întâlnirea, cred că n-au putut să facă parte și sper într-o bună colaborare în viitor cu ei. Am nădejdea și încrederea că împreună cu cei 15 consilieri aleși ai comunei său vom face lucruri bune pentru comună și vom schimba lucrurile în bine și vom da o față frumoasă cum toți cetățenii comunei își doresc. Mulțumesc încă o dată invitațiilor, mulțumesc încă o dată dumneavoastră și vă urez sănătate și numai bine. Mulțumesc! Tot am început cu discursul domnului primar, o să le zic acum și pe domnul consilier județean, Vasile Budacă. Da, aș începe prin a vă mulțumi pentru invitație. De fiecare dată când vin în comuna Asău, pășesc cu emoție, pentru că aici am petrecut o parte din copilărie, bunicii materni fiind din satul Straja, aparținător al comunei Asău. Sunt aici în calitate de consilier județean și vreau să asigur pe domnul primar, nou ales în funcție, pe domnii consilieri 15 la număr, pe care pe marea lor majoritate îi cunosc, fiind oarecum învecinați ca și localități, să-i asigur de tot sprijinul Consiliului Județean în dezvoltarea proiectelor propuse. Și mă refer aici la proiectele care sunt deja în implementare și cele ce vor urma a fi implementate. Sperăm să existe o bună colaborare în Consiliul Local și o armonie pentru a putea dezvolta comunitatea, pentru că Dumnezeu a binecuvântat această comună cu oameni demni, cu oameni hotărâți, cu oameni harnici, care cred că merită tot sprijinul Consiliului Județean spre o dezvoltare durabilă. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și să vă ajute Bunul Dumnezeu să realizați tot ceea ce v-ați propus în următorii 4 ani. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, invităm pe cucernicii părinți. Domnule Tatăl și Acum mulțumim, cu toată sinceritatea pentru... Nu e o profesiune, e doar în... Dacă stăm acum jos... Și cu toți dai bine să stai jos. Eu aș vrea să fac și o rugăciune. Da, dar zic că la început nu știam. Pot de plătare pentru tot lucrul acesta. Și atunci mă și pentru nostru. Haideți să facem o rugăciune atunci. Din dificultate se vede să vă rostu totdeauna acum și durerea și necilecilor. Amin. Împăratul Ceresc, Mânghietorului, Domnul Adevărului, care pretutinești și pe toate nebenești vistierul bunătăților tău de viață, vină și să-L așpăiește în noi și ne curățește de toată dănăcina și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, este tare, este fără de moarte, mântuiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, este tare, este fără de moarte, mântuiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, este tare, este fără de moarte, mântuiește pe noi. Prea Sfântă Treimii, mântuiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vine cu neputințele noastre pentru sânurile tău. Doamne, mântuiește, Doamne, mântuiește, Doamne, mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel prin viață. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnul se rugăm. Doamne, miluiește. Stăpânii, Doamne, Dumnezeu nostru, Iisus Hristos, în numele Mântuirii, Cel ce pururea ești de față și a fost pe cei ce te cheamă cu inimă curată, te rugăm. Binecuvântează locul acesta și pe lumii tăi și pe tot ce am ajuns.
jurat acest făgăduință și jurământ. Și lumează în cuge și în simțiri, ca cele mine făcute ție, cugetând grece să văd și să le facă toate timpul. Poartele pași în care rânduie, lumează în cugetul și inima. Ajută-ne în ceea ce îți doresc. Rânduiește-o ce este frumos și ascute în ceasul veșnic când strigă de tine. Dă-le Duhul păcii și învață să ierte ca să fie tați, să mirească, să mulți și să iubească, să iubiți. Ține rugă, Doamne, Dumnezeu nostru, cel ce toate le cunoști și mai înainte ca noi să-ți cerim ție. Adu Harul Tău cel bine, Tatăl Sfânt. Și ne contează pe noi pe toți, ca și într-o aceasta și locul acesta și munca și strădania lor. O să binecuvânteze Dumnezeu cel mare, prin cu Tatăl și Duhul Sfânt, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Amin. Mulțumesc. Am vrut să invoc, puteți să luați loc această rugăciune. Dumnezeu ne rog Duhul în care au loc aceste acte. Nu uite ce să spune și să face. Important este ambianța aceasta care ne găsim din viață. Omul este singura ființă responsabilă și corresponsabilă. Duhul în care ne aflăm ne definește mai mult decât toate celelalte calitățile noastre. Să Dumnezeu să fim Duh al păcii, al unității. Să jertfim sinceri și real pentru interesul comunității acestea și nu numai. În Asoan, este Asoan nu numai în cadrul comunii sale. Ne bucurăm să fim sau județi, acolo, în altă părți, oriunde suntem, de unde suntem, la Asoan, suntem. Nu din mănăstirea voastră, Părinte, de acolo. Și apropo de lucrul acesta, Părintele Baroc, Părintele Domnul Iurghe de Păr, Catolic, puteți să arată că aici sunt oameni cu o deschidere sufletească largă, să-ți dea Dumnezeu să sporim acest respect, să strălucească noi cele mai frumoase virtuți și calități din muncitori, din credincioși în români. Cunoașteți flancurile dinspre Valea Ozului și Ghimeș, sub anumite aspecte care pierd teren în ceea ce privește lupta de menținerea unui valor strămoșești și autentice. E o datoria noastră, ca unii care suntem în centrul acesta, să ducem steagul credinței și a unii moșteniri, da, străbune, de toată cinstea. M-am bucurat că de la Cărunteți, oameni cu tipuri distinse, până oameni tineri și parte feminină, întregeți un colectiv complet, aș putea să spunem, al consilierilor, tot ce este aici, și asta ne dă nădejde, că vom avea viitor, având în vedere calitatea strămoșilor noștri, istoria noastră. Vom avea viitor, vom avea mani, vom avea cadre care să știe să vorbească, să convinge și să ducă mai departe ceea ce este frumos și înălțător pentru noi. Numai comuna noastră și prin ea și orașul și țara va avea viitor. Și cu nădejde de aceasta, credința în Dumnezeu, că de aici ne tragem forță. Am văzut conținutul concis și clar al acestui jurament. Emoțiile cu care fiecare l-au rostit. Sinceritatea aceasta. Ne dă nădejde că putem, într-o altă și vrem să facem mai mult. E ceasul la care, gândim că trăim un moment de cumpănă. Este un lucru care nu rostim noi, ci la scară planetară se duce o luptă, o tendință, două direcții de viață diferite. Ne aflăm aici cu demnitate și cu conștiință că împlinim voia lui Dumnezeu, suntem oameni, un copii frumoși care vin de urmă. Se uită la noi, ar fi bine să lăsăm un bun exemplu, cum și înaintași și nu știu, cu prețul vieților ne-a lăsat. Și am venit cu bucurie aici, mă rog pentru lucrul acesta. Și am început mai devreme, Doamne, zic, să-mi dai și pe listă, Doamne, să-mi pomenim la rugăciune. Sunt momente în care cu forțe omenești nu depășește. Noi știm că omul este o ființă limitată. Este liberă, nu autonomă. De aceea avem nevoie de alții. Și închei spunând că Dumnezeu se manifestă acolo unde sunt doi adunați în numele Lui. Unde ne spune mai soare, spune mai frate, că cum vezi? Să ne cerim sfaturi și părerea. Uite, mă îngrădesc, m-am pripit, nu știu. Uneori ne mirăm cum lucrează printr-un tânăr cu entuziasmul lui. Altădată ce înseamnă să ne bătem în jocul tău, altădată ce înseamnă experiența omului și cealaltă. Așa cred că toate acestea trebuie să ne folosim și să fim sinceri în căutările noastre și să împlinim acest jurământ cu toții, în acei care au jurat. Să-i sprijinim, să sunt și forțele văzute care dau atac și personal, și în familie, și peste tot. Dar nu mai rămâne să ai lângă tine oameni pe care să te poți vizui. Vă doresc să fiți un om al bunului, domnul primar, un om al păcii și al comuniunii. Aveți aliați puternici aici, din nimeni spus, pentru că toți ne dorim, da, în felul nostru cea bună. Și poate nu doar credem că fiecare ne-a fi păcălat cea bună. Nu știm. Să ne rugăm și să avem demnitatea. Da, Doamne, uite, am un dreptate cu tare. Și chiar m-am înșelat. E mare lucru să ne raportăm la adevăr. Nu la număr, la cifre sau la ce se impune. Să avem adevărul toate. Și adevărul nu filozofic, ci adevărul ființial. Adevărul acelui Duh în care noi astăzi ne-am întâlnit și am jurat
și nădăjduim că vom și biului. Vă mulțumesc tuturor! Domnule primar și tuturor celor care sunteți prezenți, noi am venit astăzi la invitația domnului primar și mulțumim pentru aceasta. Și am venit să oficiem o slujbă de tedeum, dacă are loc, o facem, dacă da, nu... Da, sigur că da, 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 sigur, sigur. Haideți. Să ne rugăm pentru dânsi și pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru toți frații noștri, cei întru Hristos și pentru toți drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Aceasta, toate orașele și satele, de ciumă, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de vinere altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blânșele, sneiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de amul Dumnezeu nostru, să-și întoarcă toată mânia care este pornită asupra noastră, să ne izbăvească pe tot din rozirea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
Și milostiv este, Stăpâne, milostiv față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru numele Domnului Preacucenice, Părinte, binecuvintează. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, pe ale Sfinților Preacuvioșilor și Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască, de noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisus Hristos și Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Domnului primar, tuturor celor prezenți, consilierilor locali, dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate și să trăiască într-un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Să trăiască într-un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani. Să trăiască într-un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Vă mulțumesc. Apreciez gestul domnului primar de a invita astăzi să fim în jocul dumneavoastră. Suntem locuitori ai acestui sat, acestei părinte. Ne bucurăm că l-avem în mijlocul nostru pe domnul primar Emilian Budacă. Ce pot să vă spun? Că din punctul meu de vedere, ca și preot, vremurile sunt un pic tulburi și le vedem cu toții. Și dacă dumneavoastră, cei care sunteți prezenți astăzi aici, începeți la noul drum, începând cu anul acesta, cu Dumnezeu în suflet, așa cum a punctat și Părintele, înseamnă că lucrurile vor sta cu bine. Se încearcă, probabil, pentru că avem libertate religioasă în ziua de astăzi, și se încearcă a-L denigra pe Dumnezeu. Și vedem lucrul acesta, nu vreau să facem o polemică, dar vreau să vă încurajez și să îmi exprim momentul meu de bucurie, pentru că văd că în comuna noastră avem oameni creștini adevărați, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și știu că fără Dumnezeu nu se poate face nimic. În Psalm scrie că în zadar s-ar osteni ziditorii dacă la zidirea casei n-ar sta Dumnezeu. De aceea, încă o dată, vă felicit, nu vreau să vă rețin sub nicio formă și vă mulțumesc pentru mica noastră slujbă din partea bisericii noastre, că ne-ați oferit ocazia și am putut și noi să fim prezenți. Felicitări tuturor! Doamne, mulțumesc! Câteva lucruri vreau și eu să vă spun în municipiul Suceava, unul din cele mai vechi biserici, este Biserica Mirăuți. Se pare că domnul ei vine de acolo, că atunci când era aleși domnitorii, urma o slujbă, așa cum a fost și aici, în care era uns nou domnitor. Să rămân, domnule primar, vă felicităm. Ceea ce vrem să vă spunem și dumneavoastră, domnul consilier, faptul că ați jurat cu mâna pe Biblie, n-ați jurat numai în fața camerelor, ci prin Biblie, care e Cuvântul Dumnezeu, ați jurat în fața lui Dumnezeu. Și că odinioară, domnitorul, știți când făceau boierii cât o trădare, cum avem nenumărat în istoria noastră, se întâmpla altceva. Pe noastră nu vă mai votează oameni. Am vrut adeseori să vin și eu la Consiliul Local, la noi, atunci când aveam Facebook și vedeam ce e în Consiliu. Dar așa cum spuneam și părinții, cred că acum ați început cu bine. Nu contează ce culoare politică aveți. Și chiar dacă unii sunt roșii și alții sunt galbeni, văd culorile și pe tricolor. E frumos aici unde ne-am întâlnit. Astăzi sunt camerele, e curat. Dar dincolo mai există noroi. Vă rugăm, faceți asăul să strălucească. Vă rugăm,
faceți-i ca oamenii aceștia să amintească de vremurile acelea pe care ei le amintesc și care pot fi mult mai bune. Eu nu sunt asăuan. Nu m-am născut, nu m-am căsătorit aici. Dacă nu reparați, vreau nu să știți, s-ar putea să sfârșească aici. Am încredere că reparați. Dar ceea ce vreau să spun e faptul că atunci când în alt preasfințitul m-am numit aici și astăzi am făcut 5 ani de când sunt la Său Centru, am spus că... Mulțumesc frumos! Când rânduiește Dumnezeu. I-a spus că nu mă duc la centru, că biserica arată groaznic. Și a spus, de ce crezi că te trimit? Aveți o misiune. Oamenii v-au încredințat această misiune și am încredere în dumneavoastră că veți conlucra bine. Dacă ideea celorlalte e mai bună, roagă-te data viitoare, așa cum spuneau și părinții, ca cealaltă idee să fie a ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și un mandat plin de realizări tuturor. Amin. Mulțumesc. Dat fiind faptul că am epuizat ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Aseu. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi bună.